foarte scurt, dar foarte pragmatic, pentru că s-au spus foarte multe adevăruri în această dimineață și aș vrea ca ele să fie bazate și pe fapte reale și pe cifre, astfel încât să știm de unde plecăm. Absolut întâmplător, prima imagine arată un iceberg care, din punctul meu de vedere, este sistemul de sănătate din România, în sensul că nu știm foarte multe lucruri care se ascund, nu știm foarte multe lucruri legate de suferința bolnavilor care nu sunt diagnosticați sau care sunt diagnosticați și nu sunt tratați. Și de aceea voi porni în asentimentul domnului președinte al Casei Naționale, domnul doctor Lucian Buță, punând încă de la început că sunt lucruri pe care nu le știm și vreau să abordez această problemă din prisma reglementărilor din sistemul sanitar care își doresc să rezolve aceste lucruri, să vedem care este direcția în care putem să mergem împreună și cât ne ajută sau cât ne încurcă dacă această direcție nu este foarte bine reglată. Toată lumea s-a uitat în momentul de față că în România nu există fonduri și că există o problemă financiară. Da, suntem o țară mai puțin dezvoltată, suntem o țară mai săracă, suntem o țară care traversăm criza economică alături de celelalte țări europene. Nimeni nu a spus însă un adevăr foarte important, că procentul alocat în produsul intern brut în România este pe ultimul loc din Europa, la 3,6% din PIB. Procentul, domnilor, nu ține cont de sărăcie, ci de decizie politică. Aceasta este, în momentul de față, poziția pe care politicienii, în ultimii 20 de ani, nu este o chestiune doar legată de prezent, aceasta este poziția pe care o acordă sănătății. Prioritatea națională sănătatea se pare că este numai pe hârtie și în declarații. Când ne uităm la cât se alocă din produsul intern brut, suntem pe ultimul loc din Europa. Diferența față de media europeană este foarte mare, care se cheltuiește în medie de 8,6% din produsul intern brut. Și nu uitați că suntem într-o stare de criză în care produsul intern brut scade și mai mult la anul, deci o să fie dezastru și mai mare. Dacă încercăm să comparăm nivelul alocării din PIB cu alte țări, vedem că suntem undeva la nivelul țărilor africane. Și asta nu este o glumă, asta este o realitate. Deci este vorba de decizie politică și știți foarte bine că în momentul în care se ia o decizie politică, ea se rezolvă din vas, a doua zi. Una dintre consecințele firești care au fost menționate și aici, că datorită acestei alocări foarte mici, România este pe ultimul loc în Europa vis-a-vis de cheltuia pe cap de locuitor, în general, și în particular, pentru că reprezint o companie farmaceutică, vreau să spun adevărul, în sensul că în România se cheltuiesc cel mai puțin bani cu medicamentele pe cap de locuitor. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că oricine vine și spune că se fac excese în prescrierea de medicamente, că cheltuim prea mult, cheltuim atât de mult încât suntem pe ultimul loc. Și suntem pe ultimul loc, o medie de 75 de euro pe cap de locuitor, dar statul nu acoperă în România decât 45 de euro. Suntem una dintre puținele țări din Europa în care medicamentele cu prescripții care sunt incluse în sistemul sanitar de compensare sunt acoperite într-o atât de mare proporție de către pacienți. Undeva în jur de 40% din costurile medicamentelor sunt acoperite de pacienți. Bineînțeles că toate aceste lucruri s-au reflectat și în piața reală și aici aveți o analiză făcută de Uniunea Europeană anul trecut vis-a-vis de percepția pacienților din toate țările membre față de sistemele de sănătate. România, vedeți pe ce poziție se plasează. Aceasta creează o presiune publică, aceasta creează o presiune politică, sperăm ca să se tragă un semnal. Ce nu este menționat în acest grafic, pentru că nu l-am făcut și în dinamică, este că nu era pe ultima poziție acum 3-4 ani. Am văzut în ultimii ani. Tot vorbim că există o criză mare financiară în sistemul românesc vis-a-vis de alocarea banilor pentru sănătate. Haideți să le spunem lucrurile pe nume, să vedem de unde vine această criză și mai ales ce se va întâmpla în anul următor. Istoric, în România, nu s-au alocat din buget decât 3 trimestre din 4 vis-a-vis de cheltuiala anului precedent. Adică în 2008, deși se știa că e nevoie de 4 trimestre, s-au alocat doar 3. Și foarte frumos, undeva în luna august-septembrie, venea o rectificare bugetară care completa banii. Și am trecut de 2008. A venit anul 2009, un an de criză. Exact la fel s-a bugetat. S-au bugetat numai 3 trimestre, știindu-se că, de fapt, cheltuiala era mult mai mare. Și știți foarte bine că a fost un an electoral, anul respectiv. Nu își puteau permite
nici politicienii și nici pacienții să nu acopere financiar în regulă, numai că deodată să nu mai aveau bani. Deodată să era o criză financiară. Și ce au decis din fix și au făcut-o? Ca pentru ultimul trimestru din 2009 să împrumute bani de unde? Din 2010. Așa că au făcut această, au făcut acest credit bugetar, i-au împrumutat din 2010. Dar când au făcut bugetul pentru 2010, au uitat că au luat 2,9 miliarde și să-l bugeteze pentru bugetul de 2010. Ca atare, până acum o lună, am fost în situația în care anul 2010 era bugetat doar pentru jumătate de an. Una dintre măsurile care a fost luată cu tăierea salariilor cu 25%, probabil că a mai dus sistemul să mai supraviețuiască încă o săptămână, două. Din fericire, sistemul nu a intrat în colaps, pentru că în data de 19 august, Guvernul României a aprobat o altă rectificare bugetară, prin care s-au dat înapoi banii care fuseseră luați în anul 2009. Totuși, ce facem cu ultimul trimestru? Nu este acoperit. Cel mai îngrijorător lucru, și asta este o chestiune de zile. Știți că Guvernul tocmai a adoptat o strategie fiscală pentru următorii 3 ani. Dacă veți accesa acea strategie fiscală, veți observa un lucru cutremurător. Banii pentru sănătate prognozați, planificați, deci pentru următorii 3 ani, trebuie să fie mai puțin decât sunt astăzi. Toată lumea vorbește că aceste lucruri s-au întâmplat și totuși piața farmaceutică crește și cumva încearcă să arunce pisica în altă curte. Cum se întâmplă că avem o piață în creștere? Da, avem o piață în creștere pentru că și nivelul de la care pornim este unul foarte, foarte scăzut. Asta este situația din România, cea pe care o vedeți, dar foarte important este și situația din Europa. Am o statistică ceva mai veche, 2000-2005, asta este rata de creștere a pieței farmaceutice în Europa. În 5 ani de zile, piața a crescut cu 125%. Deci cine crede că România face o excepție pentru că are o piață farmaceutică în creștere, se înșală. Nu face niciun fel de excepție. Asta este rodul faptului că populația îmbătrânește, managementul bolilor cronice este din ce în ce mai eficient, în sensul că a reușit să țină populația în viață și prin asta, după anumită vârstă, și să supraviețuiască cu boli cronice, și prin asta să cheltuiască și mai mult. E normal să cheltuiască într-o linie mai accelerat cu medicamentele decât cu pasta de dinți. Un alt mit pe care aș vrea foarte, foarte simplu să-l demontez aici, deși nu există niciun fel de competiție, dar dacă pornim de la o premisă greșită, vom lua decizii greșite. Care este penetrarea genericilor versus originale în România și în celelalte țări europene? Se spune din ce în ce mai des că România face excepție și că utilizează preponderent medicamente originale față de medicamente generice și că acest lucru nu se întâmplă nicăieri în Europa. În graficul atașat, aveți care este penetrarea de punct de vedere al volumului, deci al banilor, al valorii, deci al banilor, în toate țările. Veți vedea că România este undeva pe la coada listei. Mai are doar câteva țări sub ea care consumă mai puțin originale decât generice. Mai departe, vă rog. Și aceea statistică, din prisma, aceea statistică care este făcută chiar de către Asociația Companiilor Producătoare de Generice la nivel european, și după cum vedeți, atât în valoare cât și în unități, România se situează undeva înspre coada listei, deci nu în fruntea listei, așa cum unii decidenți politici încearcă a sugera pentru ca să-și motiveze decizia. Ce vreau să spun? Că în România se cheltuiesc 28,5% cu genericele și restul cu originalele, asta este un fapt. Și uitați-vă linia albastră din celelalte țări care cheltuiesc mai puțin cu genericele, deci mai mult cu originalele. Majoritatea țărilor, deci care sunt sub linia roșie, mă refer la barele albastre, cheltuiesc mai mult cu originale față de generice. Nu este asta o problemă, suntem în situație de criză, dar să nu pornim de la un argument fals pentru că vom lua decizii greșite. Două principale probleme am identificat noi ca și industrie și care, din fericire, văd că au fost astăzi enunțate de fiecare decident, și de Casa Națională și de către Ministerul Sănătății. Principala problemă este lipsa fondurilor și a doua problemă, paralelă, gestionarea proastă a resurselor. Soluțiile pentru asta, noi nu credem că sunt în tăierea și limitarea consumului pe termen scurt, pentru că asta pe termen mediu și lung va putea avea implicații foarte grave, inclusiv financiare, ci mai degrabă,
noi considerăm că trebuie să ne uităm foarte atent la principalele probleme. Finanțarea și managementul prost al resurselor. Așa cum am spus în prima intervenție, în primul slide, mi-aș fi dorit să vorbesc puțin despre recentele măsuri pe care guvernanții încearcă să le ia sau le-au implementat deja în ceea ce privește utilizarea medicamentelor în sistemul de compensare. Nu voi intra în detalii, vă voi spune doar atât. Aceste măsuri nu sunt inventate în România. Aceste măsuri de limitare există în Europa. Ce este unic în România este că ele au fost colectate prin excepție din fiecare țară europeană și au fost aduse să funcționeze într-un sistem în România. Nu se poate să faci un transplant în același timp și de pulmon, și de rinichi, și de ficat, și să sper că acel organism va funcționa. Dacă vei colecta toate excepțiile și toate măsurile respective, aceste lucruri nu au cum să funcționeze. Și voi numera mai câteva dintre măsurile respective care s-au luat sau sunt în curs de a fi implementate în România. Termenele de plată și datorie. Exact acum un an s-a luat o decizie, noaptea la guvern, pe 30 septembrie, o zi înainte ca unul dintre partidele care formau arcul guvernamental să părăsească guvernul, s-a luat o decizie ca, începând de mâine, nu mai plătim medicamentele decât peste 7 luni, 210 zile. Cum s-a luat această decizie? Pur și simplu. Bun, am trecut peste asta, industria farmaceutică a furnizat mai departe medicamente. Care este situația astăzi? Suntem la sfârșitul lunii septembrie și, dacă vă uitați, s-au plătit abia medicamente din luna noiembrie. Deci avem 10 luni în întârziere. Deci nu mai sunt 7, sunt 10. Avem și întârziere de 3 luni. Sperăm că ceea ce a spus domnul președinte să se vadă și în practică, adică să nu mai fie datorii. Deocamdată ele sunt. Suprataxarea veniturilor companiei. Toată lumea aude despre Clovec. Sistemul care se dorește a fi implementat în România, care este de fapt în vigoare, nu este Clovec. Este o suprataxare a veniturilor. Adică, indiferent cât plătesc eu ca stat, tu trebuie să-mi dai o parte din ce vinzi tu. Și nu mi-o dai după ce îți dai o ție banii, ci mi-o dai în avans. E o chestiune care este nesustenabilă, de aceea nu poate fi implementată. Lista de compensare. După cum știți, în România lista a fost actualizată cu medicamente noi, cu medicamente moderne, cost eficiente și de foarte multe salvatoare de vieți, în anii electorali. Ultima actualizare de listă a fost făcută în anul 2008. Deși Comisia de Transparență a aprobat 60 de molecule noi, moderne, care se folosesc în Europa pentru tratamentul bolnavilor și de foarte multe ori pentru tratamentul bolnavilor cronici, Guvernul României nu a actualizat această listă. Suntem în anul 2010, s-a întâmplat ultima dată în 2008. Să vedem. Poate 2012, dacă vor fi alegeri. Prețul de referință pe clasă terapeutică, nu vreau să intru în detalii, pentru că deja este o problemă publică, în dezbatere publică, una peste alta, asta nu face altceva decât să scadă nivelul de compensare și să crească contribuția pacientului. Și prețul minim european, foarte bine l-a deschis domnul președinte Tuz. Așa este. Ne-am dorit să avem cel mai mic preț din Europa și am rămas cu medicamente în România. Cea mai mare problemă acestor măsuri, nu numai că le-au fost colectate în același timp, cea mai mare problemă este că au fost luate într-un mod netransparent, nepredictibil și care provoacă o lipsă de sustenabilitate economică. Și cel mai bun exemplu, vis-a-vis de netransparență și de nepredictibilitate, și asta o fac public acum, este că am auzit acum o oră, începând din 1 octombrie, adică peste o săptămână, se implementează măsuri de cost volum rezultat, iar noi, industria, care ar trebui să fim parte activă a sistemului și să furnizăm toate aceste date, informații, să ne facem planul și așa mai departe, nu știm nimic. Nu știm decât o frază într-un proiect. Cum se face? Cine colectează datele? Cine raportează? Cum se adună? Cine studiază? Nu se știe nimic.